trecut, drept înșelați ai lumii, acum fericiți, zâmbiți în paradis, acum vă bucurați de desfătări de nedescris. Se smat ai voștri frați și-n calea spre cel sfânt, spre veșnica iubire, așteaptă ca să-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu să ne bucurăm cu toții în Domnul, celebrând ziua de sărbătoare în cinstea tuturor sfinților. De mărirea lor se bucură împreună cu noi toți îngerii și într-un glas îl lăudăm, îl laudă și îl lăudăm și noi pe Fiul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus Hristos! Sfințite sfințirile voastre, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, dragi iubiți credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Astăzi ne unim cu întreaga Biserică Catolică de pe tot Pământul, cu Sfântul Părinte Papa, cu toți cei care îl iubesc și îl urmează și îl ascultă, și ne îndreptăm și noi într-un cor către ceruri, preamărindu-L pe Dumnezeu împreună cu îngerii și pentru sfinții noștri cunoscuți și necunoscuți, ei fiind pentru noi prietenii noștri, exemplele noastre, cei care ne iubesc și ne cheamă după ei.
Astăzi aici, în catedrala noastră, o facem într-un chip deosebit, împreună cu Preacurata Fecioară Maria, fericitul nostru Anton Durcovici, care ne înconjoară și ne privesc, premărindu-l pe el că avem această catedrală. Catedrală consacrată tocmai în ziua tuturor Sfinților, unde să ne simțim ca într-o familie, uniți cu toți Sfinții pentru a-L preamări pe Dumnezeu. Îi mulțumim pentru acest dar și astăzi ne rugăm ca această coroană a comunității noastre să fie cu adevărat un loc de unde să pornească spre Dumnezeu imn de preamărire, în unire cu toți Sfinții, Îngerii și cu toți credincioșii noștri. Cerem iertare acum lui Dumnezeu pentru toate păcatele, ca să celebrăm cu vrednicie această solemnitate și jertfă Sfinte Liturghii de mulțumire. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, frate, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare. De aceea rog, Sfânta Maria, ururea Fecioară, pe toți Îngerii și Sfinții, și pe voi, ca să vă rugați. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Deus Pater Omnis.
agnus Dei, filius patris. Solis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Am tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dat bucuria de a cinsti într-o singură sărbătoare meritele tuturor sfinților, te rugăm ca având în fața ta o asemenea mulțime de mijlocitori, să primim de la tine belșugul multorit al îndurărilor tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigilul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării, spunând, nu dăunați pământului, nici mării și nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor care au fost însemnați cu sigiliu, 144.000 de însemnați din toate triburile fiilor lui Israel. După aceea am văzut și iată o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmieri în mâini. Ei strigau cu glas puternic, mântuirea aparține Dumnezeului nostru, cel care șade pe tron și mielului. Și toți îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe, cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și îl adorau pe Dumnezeu și spuneau, amin. Binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor, amin. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, cine sunt și de unde vin cei care sunt îmbrăcați în haine albe? I-am zis, Domnul meu, tu știi. Iar el mi-a spus, aceștia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cuvântul Domnului. Aceasta este generația
celor care caută fața Ta, Doamne. Ale Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei care locuiesc în ea, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a stabilit peste râuri. Aceasta este generația. Cine va urca pe muntele Domnului? Cine se va ridica în locul său cel sfânt? Cel care are mâinile nepătate și inima curată, cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri deșarte. Acesta va primi binecuvântarea de la Domnul și dreptatea de la Dumnezeu, mânătuitorul său. Acesta este generația celor care îl caută pe el, a celor care caută fața Dumnezeului lui Iacob. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și suntem. De aceea lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are această speranță în El devine curat, așa cum El este curat. Cuvântul Domnului. Cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, spune Domnul. Aleluia, să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus a urcat pe munte și, după ce s-a așezat, s-au apropiat de el discipolii săi și, deschizându-și gura, îi învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul.
Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelențele voastre, dragi seminariști, iubiți credincioși! Într-o zi, Papa Leon al XIII-lea a primit în audiență un grup de tineri din Congo. Unuia dintre ei îi fusese amputat un picior în timpul persecuțiilor. Ce ai păsit? L-a întrebat papa, luându-l lângă el și arătând spre sărmanul picior mutilat. N-ai fost cu minte, cred? Am fost cu minte, Sfinte Părinte, răspunde băiatul. Atunci, de ce ți-au tăiat piciorul? Pentru că mă rugam. Povestește-mi cum s-a întâmplat, continuă papa. Și micul congolez a povestit detaliile chinului său cu atâta simplitate, încât ochii papei s-au umplut de lacrimi și, plin de emoție, a exclamat: nu am avut niciodată ocazia să îmbrățișez un martir, dar astăzi da. Și conducătorul bisericii l-a îmbrățișat. Astăzi, în această sărbătoare, mă întreb și vă întreb, ați atins vreodată sfinți? Ați văzut sfinți? Răspunsul meu este da, pentru că am văzut și sfinți declarați. Cine a fost la București în 1999, l-a văzut pe Papa Ioan Paul al II-lea. Dar nu numai la asta mă refer. Toți am văzut sfinți, cu siguranță, chiar dacă nu sunt în calendar. Am atins creștini buni, am întâlnit în viața noastră oameni de excepționali care cu siguranță astăzi văd fața lui Dumnezeu. Dar Biserica ne mai cheamă astăzi să contactăm și să atingem altfel sfinții prin credință. Și cred că fiecare dintre noi am atins inima unui sfânt în viața noastră printr-o rugăciune pe care i-am adresat-o. Toți am încercat să ajungem la inima sfinților. Toți avem rugăciuni către sfinți, către acești prieteni ai noștri mai mari, care au ajuns deja în împărăția cerurilor. Sigur, cuvântul sfânt e un cuvânt complex. Pe unii îi sperie, pe alții îi bucură, pe alții îi face curioși. Chiar dacă v-aș întreba, vreți să fiți sfinți? Ce ați răspunde? Da, bănuiesc că da. Deși s-ar putea ca unii să spună, ei, nici chiar, mai târziu sau mai vedem. Astăzi ne se pune în fața noastră la Evanghelie o listă de condiții. Ce să faci ca să fii sfânt? Când am gândit aici la catedrala noastră memorialul în cinstea fericitului Anton Durcovici, în discuția pe care am avut-o cu arhitecta și cu pictorul, la un moment dat, după mai multe discuții, arhitecta a spus: Părinte, ar fi bine pe cei 8 stâlpi ai muzeului, ai memorialului, să reprezentăm cele 8 fericiri. Am întrebat, e bine, dar de ce, cum s-a ajuns gândul aici?
și i-a spus, pentru că, într-adevăr, în viața preasfințitului Anton Durcovici se reflectă foarte bine fericirile. Și mai ales ultima, care spune că fericiți cei persecutați din cauza dreptății, adică pentru credință și pentru adevăr. Și el a murit martir. Iată așadar fericirile, cum le spune numea cineva, decalogul bunului creștin sau decalogul sfântului. Mă explic. Toți mergem la spovadă și acolo ajungem la un moment dat să spunem, dar ce să mai spunem la spovadă? N-am făcut păcate mari, nu? N-am făcut cine știe ce, eu știu, lucruri grozave, groaznice. Ce să mai spun? Și începem noi să gândim păcățele mărunțele și multe și de toate. Tocmai de aceea, mai ales cei care suntem azi în biserică, oameni, cred eu, mai evlavioși decât alții, când mergem la spovadă, am putea să ne luăm în fața noastră cele 8 fericiri. Și vom vedea acolo, întrebându-ne pe seama acestora, că totuși avem multe, multe lipsuri. Am fost noi chiar așa de curați cu inima? Am fost noi chiar așa de miloși? Am fost noi chiar așa de capabili de jertfă să ne lăsăm persecutați? Am făcut noi pace în jurul nostru peste tot unde am ajuns? Iată așadar, sunt întrebări care ne-ar ajuta foarte mult în progresul nostru spiritual. De aceea cred că și biserica astăzi ne aduce în față acest text, aceste fericiri, dar de fapt nu sunt fericiri în propriu zis, așa încep, fericiți cei care, dar ele sunt niște condiții pline de jertfă și de iubire. Astăzi, de fapt, noi trăim moment de comuniune, de împărtășire. Astăzi, mai mult ca în alte zile, deși în fiecare zi apare în calendarul sfânt, ne ridicăm ochii în sus. Să vedem oare cine e acolo, cine a ajuns acolo, unde au mers părinții noștri, ce se întâmplă cu ei. Și poate cel mai important ar fi să spunem, dacă ei au fost creștini buni și cred că Moldova noastră a cunoscut mulți oameni foarte sfinți și foarte buni, așa se explică poate și prezența noastră aici, biserica merge mai departe prin virtuțile și prin caracterul oamenilor sfinți a istoriei, zic, acești înaintași ai noștri, astăzi ne atrag spre ei. Și-ar spune că nu numai privirea, dar ne atrag ființa, ne atrag trăirea, ne atrage, dacă vreți, într-un cuvânt, cerul. Sfinții. În calendar sunt vreo, cred că vreo 500, am calculat eu. Dar totuși, declarați sunt mult mai mulți, dar și mai mulți și foarte mulți sunt cei nedeclarați. Și când spun lucrul acesta, eu mă refer sigur la toți oamenii buni creștini care au trăit înaintea noastră, care pot fi părinții noștri, frații noștri, bunicii noștri, înaintașii noștri. Și astăzi, iată, creăm această punte, această împărtășire, exact cum spunem și la crez, împărtășirea sfinților. Ne gândim la ei, ne adresăm lor, îi admirăm și poate, nu în ultimul rând, îi imităm. Ce au făcut sfinții? Unii au făcut minuni, dar nu toți. Unii au excelat, dar n-au fost toți foarte apreciați, de exemplu. Nu toți au fost foarte iubiți. Nu toți au fost, eu știu, după cum gândește lumea. Dar fiecare au ceva special. Toți au fost corecți cu ei înșiși, cu Dumnezeu și cu aproapele. Foarte corecți. O corectitudine dusă din iubire până la eroism. Sora Maria Angelica Perez este un exemplu. A fost beatificată în 2012, pe 17 noiembrie, acum 2 ani în urmă, undeva în Brazilia, de către cardinalul Angelo Amato, cel care a fost și la Iași. Sora Maria Angelica Perez provenea dintr-o familie simplă. Avea o bunătate înnăscută ce avea să-i atragă numele de Sora Blândețe, pe care i l-au dat cu afecțiune săracii și suferinții care o întâlneau.
Cardinalul Angelo Amato a prezentat un scurt portret spiritual al acestei călugărițe spunând: mărturiile ne spun că toate călugărițele din mănăstirea lor erau bune, dar această soră, Crescenția, numită de acasă, era excepțională. Părea că era făcută doar din bunătate, răbdare, bucurie și amabilitate. Această existență trăită în bunătate era alimentată de o credință vie, activă și de nezdruncinat. Continuă cardinalul: în această credință își avea originea spiritul activ și intensul apostolat care i-a făcut pe cei care o cunoșteau să spună despre ea că purta cerul în inimă. Frumoasă expresie. Era generoasă față de cei mici și față de cei săraci. Nu maltrata pe nimeni. Dimpotrivă, celor care nu puteau plăti, sora blândețe le dăruia hrana și hainele necesare. În ciuda unui fizic plăpânz, sora avea un curaj granitic, alimentat de o credință titanică. Mamelor care nu aveau medicamente pentru copii le spunea: fiica mea, nu-mi datorez nimic, îți dau eu ce-ți trebuiește. A fost bolnavă și mai ales că toată familia ei a murit de TBC. Însă ea va merge să aibă grijă de cei bolnavi de TBC și va muri și ea la doar 35 de ani, la 20 mai 1932. O să spuneți, ce a făcut această soră? N-a făcut nimic deosebit, ci doar ajuta și iubea. Adică, eu cred că sunt niște condiții la îndemâna oricui. Nu sunt lucruri excepționale, nu sunt lucruri miracole, nu sunt lucruri imposibile la dispoziția oricui. Când spunem sfinți, să nu credeți că mă gândesc doar la apostoli care au fost sfinți, nu mă gândesc doar la martiri care au iubit așa de mult crezul lor încât au zis nu e importantă viața, ci Dumnezeu. Nu mă gândesc numai la păstori care au murit, poate, și s-au muncit enorm pentru turma lor. Nu mă gândesc numai la călugări și călugărițe din mănăstire. Dar aș vrea să spun că sfințenia nu ține cont nici de vârstă, nici de ocupație, nici de locul pe care l-ai în biserică. Contează de atașamentul față de Dumnezeu și față de valori. Un alt exemplu care este de data aceasta, o mamă. Cred că ați auzit cu toții despre Gianna Beretta Molla. O mamă. S-a născut, este contemporană cu noi, s-a născut în 1922. Era al 13-lea copil al familiei Beretta. În anii copilăriei nu au lipsit dificultățile și suferințele. A trebuit să schimbe școala, avea sănătate fragilă, s-a mutat cu familia, părinții s-au îmbolnăvit din cauza aceasta și au murit. În anii de liceu și de universitate a fost o tânără plăcută, rezervată și, în timp ce se dedica cu sârguință studiului, a pus în practică credința printr-o implicare generoasă în acțiunea catolică și în operele de caritate ale conferințelor Sfântului Vincențiu. A terminat facultatea de medicină în 1949 la Pavia. În 1950 deschide un spital de pediatrie la Milano. În timp ce practica meseria sa de medic, pe care o simțea mai degrabă ca pe o misiune, se implică tot mai mult în acțiunea catolică. După ce se roagă și cere rugăciuni pentru a descoperi care este vocația ei, alege vocația la căsătorie, pe care o îmbrățișează cu tot entuziasmul și cu toată dăruirea și se căsătorește cu inginerul Pietro Molla în 1955. În noiembrie 56 apare primul fiu, Pierluigi, în 57 o fată, iar în 59 a doua fetiță. Avea deja 3 copii. În septembrie 61 venea pe lume al 4-lea copil. Pe la sfârșitul celei de-a doua luni a noii sarcini, află că are un fibrom. Înainte de a suferi operația necesară, deși cunoștea riscul pe care îl comportă această operație grea, îl roagă pe medic să salveze viața pe care o purta în sânul ei și se încredințează rugăciunilor. Și spune: dacă trebuie să decideți între mine și copil, nu ezitați, alegeți copilul, insist asupra acestui lucru, salvați-l. Viața fetiței este salvată și se naște la 21 aprilie 1962. S-a născut Gianna Emanuela. În ciuda tuturor eforturilor și a tratamentelor pentru a-i salva pe amândoi, în dimineața zilei de 28 aprilie, în mijlocul unei sfâșietoare dureri,
și după repetate exclamații, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, mama a murit, avea 39 de ani. Este interesantă declarația soțului ei, Pietro. Spune el, ea a fost convinsă că, de fapt, ca soție și mamă ar fi fost foarte utilă pentru mine și copiii noștri, dar a fost mai presus de toate, în acel moment precis, utilă creaturii mici, care a fost concepută în ea. A fost înmormântată și, imediat după mormântare, cu repeziciune s-a răspândit faima sfințeniei ei, datorită vieții sale, dar mai ales gestului de iubire pe care l-a făcut pentru acel copilaș nenăscut. Gianna Beretta Mola a fost beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea în 1994, în anul internațional familiei, și a fost canonizată de același papă în 2004. Sfinți contemporani nouă, sfinți pe care i-am atins. Este patroana mamelor, a medicilor și a copiilor nenăscuți. Iubiți credincioși, o să spuneți că e greu să fii sfânt. Nu, a fi sfânt e normalitatea. Probabil de multe ori ne-am speriat de acest cuvânt. Sfinții, undeva în icoane, departe, un fel de supra-oameni, oameni care fac minuni, oameni care fac lucruri extraordinare. Cred că această idee, care eu aș spune că e falsă, sau este cel puțin, puțin denaturată, ne îndepărtează de sfințenie. Eu vă spun și sfinți care nu au făcut nimic deosebit în viața lor. Sfânta Tereza a Pruncului Iisus n-a făcut minuni. Sfânta Tereza Benedicta a Crucii, Marea Convertită, n-a făcut minuni. Și sfinții n-au făcut minuni, sfinții noștri obișnuiți, n-au făcut nimeni minuni, nici măcar să supraviețuiască. Au murit de multe ori, poate în chinuri grele, dar au iubit valorile. Și am să închei cu definiția Sfântului Toma, pe care el o dă, sau ne învață, mai bine zis, ce ar însemna sfințenia. Poate unii spun, trebuie să am o cantitate enormă de virtuți, să fiu bun, dăruitor, iubitor, toate calitățile acestea enorme. Nu, Sfântul Toma spune invers. Luis de Vol, în cartea sa Lumina Blândă, redă un dialog interesant dintre Sfântul Toma de Aquino și sora lui Marotta. La un moment dat, sora lui spune așa, trebuie să fii foarte greu să fii sfânt sau sfântă. La care Sfântul Toma îi răspunde, crezi, multe tinere caută să apară frumoase pe din afară și încercând aceasta renunță la a fi frumoase pe dinăuntru. În schimb, călugărițele, persoane sfinte, caută să fie frumoase pe dinăuntru și încercând aceasta se înfrumusețează în toate aspectele. Sora lui continuă, zice, dar a fi sfântă trebuie să cauți sfințenie, adică să ai multe, multe virtuți, să practici multe virtuți. Și vă rog atenție la răspunsul Sfântului Toma. El spune așa, este tocmai invers. A fi sfânt înseamnă să iubești mult. Virtuțile sunt doar consecințele iubirii. Repet, a fi sfânt înseamnă să iubești mult. Virtuțile sunt doar o consecință a acestei iubiri. Lăudați să fie Iisus Hristos! Trăind în Sfântă Comuniune cu toți Sfinții noștri, toți cei dragi ai noștri, în comuniunea cu toți frații noștri din întreaga Biserică, astăzi, în lumina acestui adevăr de credință a împărtășirii Sfințelor, noi, cei de aici, dorim să-i urmăm, ne reînnoim credința noastră spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos,
Fiului Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul Cursele, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-o una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Mântuitorul nostru a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Uniți în rugăciune să ne adresăm aceluia care lucrează totul în toți și care ne sfințește, spunem. Doamne Iisuse Hristoase, lumina și viața noastră, revarsă în biserică trupul tău mistic, bogăția harurilor tale. Înzestrează-i cu înțelepciunea ta pe toți care ne conduc. Păstrează în iubirea ta pe toți aceia pe care hrănești cu trupul și sângele tău din sfânta împărtășanie. Vindecă mădularele rănite ale bisericii tale. Insuflă-ne tuturor oamenilor grijă și simt de răspundere pentru viața semenilor lor de aproape și de departe. Ca cinstindu-i pe Sfinții Tăi să creștem în dorința de a ajunge și noi la Sfințenie. Primește sufletele răposaților noștri în gloria cerească. Dumnezeule Părinte Ceresc, Tu ne-ai făcut mădularele lui Hristos și ne-ai înfrățit cu toți oamenii. Te rugăm, ascultă rugăciunile noastre pe care ți le înălțăm pentru biserică și pentru lumea întreagă și desăvârșește-ne în sfințenie prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
siguranțele fraților pentru că jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Să-ți fie, Doamne, darurile pe care ți le aducem în cinstea tuturor sfinților. Noi credem că ei se bucură de siguranța nemuririi. Dă-ne și nouă harul să simțim că se îngrijesc de mântuirea noastră prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ne dai astăzi bucuria de a privi cetatea din ceruri, Ierusalimul cel Sfânt, care este mama noastră, unde frații și surorile noastre, deja adunați împreună, cântă și preamăresc numele Tău. Noi, cei care călătorim pe pământ, ne grăbim spre patria cerească, bucurându-ne de soarta fericită a membrilor bisericii, pe care ni i-ai dat ca prieteni și modele de viață. De aceea, uniți cu mulțimea nenumărată a îngerilor și a sfinților, cântăm cu bucurie imnul măririi Tale. Oh.
Tine așadar, prea milostivie Părinte, cu umilință te rugăm și cerem, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, să binevoiești a primi și a binecuvânta aceste daruri, aceste prinosuri, aceste sfinte jertfe nepătate, pe care ți le oferim mai întâi pentru Biserica ta Sfântă Catolică. Binevoiește-i dării pacea a opăzii și a unii și cârmâi pe întregul pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francis, cu mine nevrednicul tău slujitor, cu episcopul nostru auxiliar Aurel, cu toți ceilalți episcopii noștri și cu toți cei care mărturisesc dreapta credință catolică și apostolică. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorii și slujitoarele tale și de toți cei de față a căror credință și evlavie sunt cunoscute, pentru care îți oferim sau care îți oferă această jertfă de laudă, atât pentru ei înșiși, cât și pentru toți ai lor, pentru răscumpărarea sufletelor, spre nădejdea mântuirii și ocrotirii lor, și înalță rugăciunile lor către Tine, Dumnezeu cel veșnic, viu și adevărat. În unire cu întreaga biserică, amintim și cinstim înainte de toate, pe slăvita pururea Fecioară Maria, născătoarea Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, precum și pe Sfântul Iosif, soțul Fecioarei, pe toți Sfinții Tăi Apostoli și Martiri, Petru și Paul, Andrei, Iacob, Ioan, Toma, Iacob, Filip, Bartolomeu, Matei, Simon și Tadeu, Lin, Clet, Clement, Sist, Corneliu, Ciprian, Laurențiu, Crisogon, Ioan și Paul, Cosma și Damian și pe toți Sfinții Tăi. Prin meritele și rugăciunile lor, dăruiește-ne în toate împrejurările ocrotirea și ajutorul Tău. Te rugăm așadar, Dumnezeule, să primești cu bunăvoință jertfa sujerii noastre și a întregii familii. Rânduiește în pace zilele noastre, mântuiește de o sânda veșnică și primește-ne în rândul aleșilor Tăi. Te rugăm, Dumnezeule, să binevoiești a face această jertfă în toate binecuvântată, ție sfințită, bineprimită și plăcută ție, ca ea să devină pentru noi trupul și sângele prea iubitului tău, Domnul nostru Iisus Hristos. El, în ajunul pătimirii, a luat pâinea și în sfintele și prea cinstitele sale mâini, și ridicând ochii spre cer, către Tine, Dumnezeule atotputernic, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând și acest prețios potir în sfintele și preacinstitele sale mâini și din nou mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Doamne, noi, slujitorii Tăi și poporul Tău sfânt, celebrând fericita pătimire, precum și învierea din morți și glorioasa înălțare la ceruri a Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos,
Oferim Maestății Tale preaslăvite, din darurile Tale, o jertfă curată, o jertfă nepătată, pâinea sfântă a vieții, fără de sfârșit și potirul mântuirii veșnice. Binevoiește a privi asupra lor cu față senină și blândă și a le primi precum ai primit darurile dreptului Tău, slujitor Avel, și jertfă patriarcului nostru Abraham, și ceea ce ți-a oferit marele Tău preot Melchisedec, jertfă sfântă, prin nos nepătat. Te rugăm cu umilință, Dumnezeule atotputernic, să poruncești ca jertfa aceasta să fie adusă prin mâinile Sfântului Tău Înger, pe altarul Tău Ceresc, în fața Maestății Tale Dumnezeiești, pentru ca noi toți care vom primi din acest altar prea Sfântul Trup și Sânge al Fiului Tău, să ne umplem de toată binecuvântarea cerească și de tot harul. Amintește-ți, Doamne, și de slujitorii și slujitoarele Tale, care au mers înaintea noastră cu sămnul credinței și dorul somnul păcii. Te rugăm, Doamne, să binevoiești ale dar lor și tuturor celor care se odihnesc în Hristos, un loc de răcorire, de lumină și de pace. De asemenea și pe noi, păcătoșii și slujitorii Tăi, care ne dăjduim în mulțimea îndurărilor Tale, binevoiește a ne uni cu Sfinții Tăi apostoli și martiri, cu Ioan, Ștefan, Matia, Barnaba, Ignațiu, Alexandru, Marcelin, Petru, Felicitas, Perpetua, Agata, Lucia, Agneza, Cecilia, Anastasia și cu toți Sfinții Tăi. Te rugăm să ne primești alături de ei, nu pentru vrednicia noastră, ci din belșugul milei Tale. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu, Doamne, purul creezi aceste daruri, le sfințești, le însuflețești, le binecuvântezi și ni le dai nouă. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. De porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pacea vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, binevoiește-ai dărui pacea și venirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Dei, quid olivis
Acela care ia asupra sa păcatele lumii, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, să-i dar spune-ne mai
Ne rugăm. Te adorăm, Dumnezeule, care singur e sfânt și ești minunat întru toți ființii tăi. Și te implorăm să reverși arătoa și asupra noastră, pentru ca desăvârșindu-ne în plinătatea iubirii tale, să ne treci de la această masă la cea la care ne-ai primit ca pelerin la ospățul pregătit în patria cerească. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, a fericitului Anton Durcovici și a tuturor sfinților, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.